s-ar putea să fie chiar problemele astea care le facem acum, nu știu, bănuiesc, am zis pe și eu așa. Mergem, atenție cu întâi. Aveți răbdare că, dacă eu am răbdare, voi de ce n-ați avea? Da? Atenție. ABCD e parlogram, da. Și demonarea se înjumătățesc, am demonstrat asta. Da. Acum înapoi, dacă se înjumătățesc diagonalele, rezultă că A, B, C, D paralelogram e reciprocă. Deci să își atra înapoi. Să știți că următoarea problemă e asta. E chiar asta, nu, uitați. În paralelogramul ABCD nu este mijlocul lui AB și nu este mijlocul CD. Demonstrați că AM, N, AM, N, D și M, B, C, N sunt paralelogram. E, ce tare! M-am anticipat problema, că așa se face. Deci dacă aș fi profesor, așa aș face. Asta e că eu zic ca pe 4, pentru că domnul profesor a dat 104, 1 și 3, și 2 de 1, 2 de 3. Nu-i mic, acum aici. Suntem aici, da? Deci, dacă e paralelogram, adică dacă laturile opuse sunt paralele două câte două, sigur, diagonalele se înjumătățesc. Acum mergem înapoi. Dacă diagonalele se înjumătățesc, să rezulte că e paralelogram. Adică, laturi, ca să fie paralelogram, ce știm noi trebuie să, ce trebuie să arătăm? Că laturile opuse sunt paralele, paralele două câte două. Adică trebuie să arăt că AB paralelă cu DC, AB paralelă cu DC și AD paralelă cu BC. Și AD paralelă cu BC. Și pentru AB... Deci asta trebuie să rezulte. Asta am eu de făcut. Cum ar fi? Am ipoteza asta și asta corect e concluzia. Nu? Deci dacă aș traduce o ipoteză, concluzia, aș avea așa. În ipoteza am că AO congruent cu OC. AO congruent cu OC. Că DO congruent cu OB și în concluzie trebuie să arat că AB paralelă cu DC paralelă cu DC. Așa, da, mi-e bună să scriem. Și AD paralelă cu BC. AD paralelă cu BC. Asta trebuie să arată. Demonstrație. Să fac și o să-i duc la treabă. Deci nu neapărat trebuie să fii cu ideea. Te duci, lucrează singură. Hai să spun un lucru. Povestesc asta când mă mai odihnesc și eu, că sunt destul de obosit. Eram în situația urmă. Am fost în următoarea situație. O colegă intrase în concediu de maternitate și, cum era firesc, se împărțea catedra. Eu am intrat în învățământ în 75. Și prin 77 s-a întâmplat chestia asta. Și atunci eram nerăbdători, fiecare dintre noi, să ajungem la clasele acelea care mi-au revenit. Mie mi-a revenit o clasă de-a 10-a, din catedra colegii mele. Și în momentul în care am ajuns la clasă, am început să fac o problemă de geometrie în spațiu, acolo nu știu cum se făcea, și trăiam intens, trebuie să vă spun mai ceva de cum mă vedeți acum, eram la început de carieră, aveam batista în buzunar și îmi ștergeam broboada de transpirație. Se duseseră vestea că chiar muncesc cu tot sufletul. Și că mă dăruiesc în clasă, nu așa. Nu falsez. Și atunci mergeam prin clasă și tu ai înțeles? Da, tu ai înțeles. Tu ce părere ai? Tu nu știu ce. Ei se uitau surprinși total. Nimeni nu mai făcuseră așa. Auzisere că profesorul să face niște lecții altfel decât ceilalți. Dar acum trebuie pe viu chestia asta. Și atât am repetat o problemă și am spus soluția aceea și mi-am convins într-un fel. Dar unul stătea așa de pasiv în spate. Hai, acolo. Da? Cu băiatul care nu vedea foarte bine. Da, da, da. Care avea un defect la ochi, așa. Și eu am avut sentimentul că ăsta se uită în altă parte și se uită așa. Mă sfidea așa. Și tu de-a tu n-ai înțeles? Da, da. Dar ce părere aveți de următoarea soluție? Deci dacă tot v-am deranjat, ce părere aveți, atenție, Miruna, deși înveți foarte mult, ce părere aveți de următoarea soluție? Sunt două soluții extraordinare. O soluție mai pomenită. El n-avea de gând să o spună decât ca urmare a faptului că am dat-o peste el.
Și când am văzut ce soluție îmi dă, atât de frumoasă, atât de interesantă, pe lângă a mea, cum să spun, a mea pălea mult pe lângă soluția lui, atât era de tare. Și atunci când am văzut cât e frumoasă, mi-am zis, nu se poate. Și m-am repezit să dau primul 10 al meu. Nu dă-ți un celălalt un 10. Când m-am repezit la catalog, l-am deschis și el avea, era corigent. Ei, spun, doamne. Era corigent. Și am zis, cum? Am țipat. Am țipat de durere, credeți-mă. Exact cum aș primit o piatră în cap. Doamne. Cum se poate așa ceva? Și atunci colegii zicea, păi așa mai face ea din când în când. Mai vine cu o idee de asta și profesorul spune, stai jos că ești prost. Patru. Da, ești patru. Ia patru de la mine și gata. Vai de mine. Și el atunci a fost descurajat. Avea idei frumoase, nu? Era bun, bun. Este extraordinar de bun. De la, încât la mine, din momentul acela, a devenit cel mai bun elev al clasei. Vai de mine. Da? Deci iată cum profesorul poate să îngroape un copil. Dar de aici a vrut să scot altceva în evidență. Deci el nu avea ideea mult mai bună ca a mea. Dar descurajat nu. Repeziți, nu. Așa. Nu te repezi așa ca să scoți ochii. Nu trebuie să impresionezi. Ai în suflet tot tău bucuria că ai soluția. Și așa să vezi ce soluție are domn profesor. Așa ca să fiu în stare să vii tu peste a mea, mult mai frumoasă și atunci o fac zop pe a mea. Așa am făcut-o. Am desfințat-o pe a mea. Vedeți că profesoara dinainte n-a făcut așa. Și a dat patru. Profesoara dinainte se întâmpla următorul lucru. Prinseseră frică de acest elev. Ei, da. Și fiindcă nu era în stare să urmărească soluția lui, atunci cel mai bine să descurajezi că tu ai catalogul. Ești profesor, ai catalogul, deci ai la îndemână instrumentul ăsta. Și atunci îl scoți din mână, îl lași corigent chiar. Doamne. Da? Deci, ce era în sufletul acelui copil? Vă dați seama ce valoare era îngropată și cum îți bătea joc profesoara de el. Dar își bătea nu din reacredință, din neștiința ei, din neputința ei de a urmări soluția. Mă înțelegeți? Vorbesc acum cu durere. Da, că sunt în școala românească profesori care nu sunt în stare. M-am povestit la Națională când e eleva mea. Da. M-am zis o dată și două și două, trei ori. Și am zis, nu se poate, domnul profesor. Eu vă mai spun o dată, dacă nu înțelegeți, îmi pare rău. Le vă știu un profesor valoros. Deci eleva mea îmi explica o soluție la nivel național foarte tare, foarte sus pusă, da? Performanță. Deosebit de inventiv, să se rău. Dar sunt destui profesori, iată, situație concretă, care nu erau în stare să înțeleagă la nivelul clasei, la nivelul elevului acesta. De-aia eu sunt atât de respectuos pentru elev. Când el vine cu o idee, și vă rog să mă credeți, pentru mine e sfințenie în momentul acela. Ideea lui trebuie ascultată. Eu n-am voie să nu... Vă dați seama ce e în sufletul lui când el vrea să vină și el să încerce ceva și colegul lui îi spune, stai, eu. Păi da. Nu se poate așa. Mă, a trăit și pe mine cu ideea asta, dar am comit o crimă atunci. Da, este corect, o crimă. Corect. Da? De aceea, mai ales noi suntem puțini, hai să ne disciplinăm, să facem chestia asta. E o chestie de respect nemaipomenit. Corect. Foarte frumos este să știm, să vedem la timpul potrivit cu ideea. Da? Nu te super că am insistat cu chestia asta. Mi-am amintit de treaba și am făcut-o. Ne întoarcem. Ca să zică. Avem așa. În ipoteză că diagonale s-au jumătățit. Și trebuie să arătăm paralelismul. Ce idee ai tu pentru paralelism, Adi? Când reușești să arăți două de când dreptul? Când sunt paralele, da, când diagonalele... Nu când diagonalele. Pentru ca două drepte să fie paralele. Bun, arăți că astea să fie paralele. Visez să ai o secantă pentru ele. Și să fie unghiuri artenite. Să fie o pereche. Să găsești din cele 8 parcă perechi, una și să fii congruente. Ori alternate, ori alternate, ori corespondente, da? Și le obligă pe dreptul să fie paralele. Corect. Dar tu nu ai decât atât. La îndemână, ca O, decât O, ce? Și B, O. Așa, decât asta. Da. B, O, cât așa ceva. Și trebuie să aflăm că... Și acum visez. Bă, ce să fac, mă, ce să fac? Ca să am două drepte,
ca să le oblig pe ăsta să fie paralel, că aș avea o parte din problemă rezolvată. Eu vreau ca B cu DC să fie paralele. Păi luăm secanta AC. Așa. Și dacă unghiul ăsta bunoară ar fi cât ăsta, ăsta ar fi alternii interni, dar trebuie să fie și congruente ca să fie obligate, ca să fie paralele. Acum te rog. Putem lua triunghiul A, O, D. A, O, D. Și B, O, C. A, O, D. Și B, O, C. Despre aceste două triunghiuri ce poți să spui? A, O, concluie cu C, O, B, O, concluie cu D, O și A, O, D, concluie cu B, O, C, O, pus la... Deci triunghiurile sunt congruente și ce dacă? Păi atunci din congruența asta ne va da D, A, O, concluie cu O, C, B. D, A, O, O, adică unghiul ăsta de aici. Da, concluie cu O, C, B. Cu ăsta de aici, da? Da. Sigur? Da. Nu cumva ăsta de aici cu ăsta de aici? Dar zi, argumentează. Nu, pentru că A se uită spre D-O. A se uită spre D-O, foarte bine. Și D-O se uită spre O-B. Și D-O e congruent cu O-B. Și atunci ăsta este unul care se uită spre O-B din ceva triunghi. Deci ăsta e motivul pentru care trebuie să fie așa, da? Deci unghiul ăsta e cât ăsta, de acord, Miruna. Dar dacă unghiurile sunt congruente, ce? Și ce alternii dacă? Alternii interne. Pentru cine? Pentru A, B și DC. Asta e, pentru A, B și DC. A, B și secanta A, C. Și ai găsit o pereche paralelă, da? Da. Și mai mult decât 10 și congruente, domnul profesor, din congruența triunghiurilor. Și mai mult rezultă că... A, B e congruent cu BC. Mai trage încă o concluzie, dar în paralelism nu ți este nu de folos. Trebuie, da, dar zic. În paralelism doar atâta. Laturile opuse fie paralele. Două câte două. Da. Dar e câștigat. E câștigat paralelismul ăsta. Da. Miruna, cum mai faci ca să ai și paralelismul ăsta? Păi nu, luăm celelalte. A, O, B cu D, O, C. A, O, B. Avem A, O, și D, O, C, care sunt din nou congruente. Da. A, O, cu O, C, D, O, cu O, B, ele sunt opuse la vârf. O să avem, rezultă că triunghiurile sunt congruente. Și de aici vom avea că unghiurile B, O, B, A, O, cu B, A, O, cu D, C, O. B, A, O se uită spre O, B. Da. O, B, e congruent cu D, O. D, O se uită spre C. Deci, și O, C, D sunt congruente. B, A, O și O, C, D sunt congruente, da. Și dacă unghiurile sunt congruente, ele sunt alterne interne. Ele sunt în calitate de alterne interne pentru astea două drepte și atunci și congruente, iată că le obligă pe DC și cu pe AB să fie paralele. Foarte clar. Clar? Rațional. Redactăm? Da, da. Ia redactează și tu, că am obosit. Dar da? Vreți eu, că eu am și scris. Hai. Ia, cum vrei. Hai. Vrei să faci? Vrei? Dacă nu, mergem la mine. Da? Hai să vedem. Scriem așa. Fie triunghiurile. Da? Fie triunghiurile. A, O, D. Da. Și triunghiul B, O, C. În acestea avem A, O, B, O, C, D, O, C, O, B, și unghiul A, O, B, congruent cu unghiul D-O-C. De ce motiv, Anca? Opuse la vârf. Da. Rezultă, din cauza latură unghi-latură. De acord, da, de latură unghi-latură. Că triunghiurile AOD e concurent cu triunghiul B-O-C. Și avem
Vom avea că D, A, O, unghiul D, A, O, e congruent cu unghiul O, C, B. D, mi-a scris la termenele. Deci D, A, O, cu O, C, B. Ai zis așa, da? Da. D, A, O, cu O, cu O, C, B, congruente. Mi-a scris la termenele sau? Asta ne oprim aici, da. Că asta ne interesează, da, pe noi. Subliniem și atunci scriem că AD paralel pentru AD. Pentru dreptele AD și așa. Nu știu ce pentru dreptele AD și punct, și virgulă și CD. Nu, și nu. AD și virgulă. AD virgulă CB și dedesubt secanta. Deci corect. Pentru astea două drepte și secanta pe care o luăm în calcul. Așa. Acolate în astea două, unghiurile acelea cum sunt? Care le... Alternate. Așa. ADO. ADO. Sau D. D-A-O. D-A-O. Nu congruente. D-A-O, virgulă. OCB, OCB sunt alterne interne. Da? Sunt în calitate de alterne interne. Interne. Acolade din congruența plus alterne interne, două acolade din cele două, nu din asta. Uite, din asta și alterne interne. Acolade din aceste două. Adică unghiurile alterne, interne și congruente ne determină să spunem că dreptele sunt paralele. Da? Adică da. Vreau să fie redactarea oglindă. Ce știu? Deci AD și BC, secanta asta, unghiurile sunt alterne, interne și fiind și congruente. La... Putem aici? Da, putem șterge ca să demonstrăm și partea cealaltă. Adică paralelismul AB cu CD. AB cu CD. Fie că unghiurile... Dacă e uși, nu se cunoaște. Se încarcă și până când se șterge în data viitoare. Deci o să spunem fie triunghiurile care. Fie triunghiurile AOB. A, de tu dictează-i ca să scrie. Deci rândul de O, că nu? Da. De O, C, de A, din astea două avem așa. A, O, congruentă cu O, C. A, O, congruentă cu O, C. După aia avem D, O, cu O, B. Avem măsura unghiului, ia să vedem. Avem DOC, para, deci cauz, avem DOC și AOB opuse la vârf. Deci sunt congruente ca fiind opuse la vârf. Vârf. Restul, din cazul latră, unghi, latră. Da. Deci unghiul AOB e congruent cu triunghiul Două. Și din asta avem avem OAB. Măsura unghiului. Nu, spune, când zici măsura, înseamnă să spui egal unghiului. Dacă vrei congruența, numai atât. Unghiul AOB, OAB, congruent. OAB, A se uită spre OB, OB e congruent cu OD. O de să uite spre unghiul B, congruent cu O, C, D. Cu O, C, D. Avem dreptele AB, virgulă, DC, cu secanta, AC. Avem dreptele AB cu D, cu secanta AC, știm că... Și din asta rezultă că unghiurile
A, O, V și O, O, A, V și O, C, D apar în calitate de, deci O, A, V, virgulă, O, C, D, O, C, D sunt alterne interne, în calitatea asta le surprinde paralelită de o secantă, nu paralel, dreptele de aia de secantă, da, de da. Așa. Știm că O, A, B, e congruent cu... Scriem acolo de desubt, e prea departe. Cum O, A, B, congruent, O, C, D. Deci, și alterne interne și congruente, acolada din ăsta două rezultă că... Rezultă că dreptele A, B, A, B este paralelă cu... Dreapta A, B e paralelă cu DC. Deci, cele două drepte sunt paralele. Foarte important. Pasifică. Să vedem dacă am înțeles. Insist. Din congruența din diagonale sunt congruente, de diagonale se jumătățesc, ne ieși paralelism. Da. Ne ieși paralelism. Adică ne ieși definiția paralelogramului. ABCD paralelism. Invers. Când am avut la dispoziție ce? Paralelogram. Paralelogram, ne ieși că diagonale se jumătățesc. Păi asta este definiția echivalentă. De acum, când zic paralelogram, ori am în vedere definiția laturile opuse sunt paralele două de două, ori diagonale se jumătățesc. Tot una. Adică eu pot să zic, să merg deodată pe diagonale se jumătățesc? Da. Deci fără să demonstrez? Nu, tocmai. Este definiția echivalentă de acum. Echivalentă. Deci, în clipa în care am pronunțat cuvântul paralelogram... Să nu mă folosesc de paralelism, mă folosesc de faptul... În loc de paralelism pot avea diagonale se jumătățesc. Că este, am demonstrat și așa, și așa. Atenție, implicația și într-un sens și în cealaltul. Din paralelogram, din definiția paralelogram, mi-a ieșit că diagonalele se jumătățesc și am mers înapoi. Din faptul că diagonalele se jumătățesc, mi-a ieșit înapoi că... Paralele și paralelogram. Da, e definiția paralelogramului. Observație foarte importantă, vreau ca să punctăm. Da. Deci zicem ce e acolo. Definiție echivalentă a paralelogramului. Definiția echivalentă a paralelogramului. Da, definiție echivalentă. ABCD paralelogram. ABCD paralelogram. ABCD paralelogram. Gram, dacă și numai dacă, diagonalele se înjumătățesc. Uitați-mă, dacă și numai dacă. Adică și într-un sens și în celălalt. Da? Până acum la proprietăți, am zis, rezultă. Paragram rezultă asta. Adică, din ipoteza asta rezultă asta. Acum am mers și înapoi. Deci, este prima definiție echivalentă. Corect. Da? Diagonale le se înjumătățesc. Deci diagonale se înjumătățesc este definiția echivalentă. Aș vrea să mai ascultați un pic. Da. Nu, ai răbdare, știu ce fac eu. Aș vrea să mă urmăriți un pic. Că mai aveam niște consecințe. Oare celelalte consecințe vor fi echivalente? Normal, dacă am demonstrat una... Nu. Că acele mergeau așa, Adi. Din paralelism, iau și au celelalte. Da. Dar n-am mers înapoi, decât pentru una singură. Dacă unghiurile opuse sunt congruente... Ar fi paralelogram? Dacă sunt paralel, patrulater. Deci dacă într-un patrulater. Hai să vedem așa o figură. Ăsta și cu alte două, nu? Așa, să zic. Păi, ce figură asta e paralelogram? Nu, da. Nu e patrulater? Păi, este patrulater, dar nu, de una laturile se sunt. Unghiurile sunt opuse. Da. Sunt congruente. Dar ce, ăsta e paralelogram? Nu. Nu-i. Deci înapoi nu merge. La asta. Deci orice figură, la asta nu merge. Deci asta nu merge. Asta nu. Înapoi asta nu merge. Laturile opuse sunt congruente două câte două, asta da, merge.
Laturile opuse sunt congruente, da, doc de două? Da, demonstrat că AOD e congruent cu BOC. Deci, atenție! Dacă laturile opuse sunt congruente două câte două figuri, ai paralelogram? Aici aș fi o întrebare. Noi am avut așa, dacă e paralelogram, laturile opuse sunt congruente două câte două, am demonstrat, da, asta. Dar înapoi, înapoi dacă merge? Nu întotdeauna, dar... Nu merge. Nu merge nici așa. Deci nu merge nici asta. La asta mai trebuie adăugat așa. Dacă două laturi opuse sunt paralele și congruente, numai două, sunt și congruente, atunci e figura de paralelogram. Deci de laturile opuse sunt congruente și paralele. Deci în paralelogram ce era? Laturile opuse paralele două câte două. Și acum numai dacă două din ele sunt paralele și congruente, atunci e paralelogram. Adică și celelalte vor fi paralele. Deci notați o altă problemă foarte importantă. Dacă două din laturile unui patrulater, dacă două din laturile unui patrulater sunt paralele și congruente, paralele și congruente, atunci figura este, patrulaterul este paralelogram. Atunci patrulaterul este paralelogram. Atunci, patrulaterul este paralelogram. Și ar mai fi ceva. Suma măsurilor la durata unei laturi este 180. Nu reușim din asta. Nici cu asta. Nici cu asta. Deci, din cele două, una din ele este foarte tare. Diagonala se înjumătățește și ne duce foarte rapid. Și nu și reciproca, da, deci, dacă și numai dacă. Deci, în ambele sensuri. Da. Și iar la una... La una, numai două din laturi. Știți că la cele laturi opuse sunt congruente două câte două. Ne deci, dacă ne dă un paralelogram, care la paralelogram, gata, știm că laturile sunt paralele. Două câte două, asta e definiția, da. Dacă ne dă și congruența la două dintre ele, deci, dacă ne spune așa, patru lateri, în care numai două laturi sunt paralele și congruente, gata, atunci putem demonstra că de aici rezultă că și celelalte sunt paralele. Putem demonstra. Hai să facem asta. Deci, în loc să spun că laturile opuse sunt paralele două câte două, numai două din ele paralele și congruente. Corect. Paralelismul la celelalte două este evitat, nu? Și este suficientă poziția de congruență. Hai să vedem. Cred că e tot una din problemele voastre. Eu așa aștept. Nu? Cred că așa e. Poate da două probleme. Și nu este mijlocul lui AB și nu este mijlocul lui C. Da, nu. Să vedem. Eu zic că e tot o problemă de-a voastră. Haideți să facem. Da, o facem. De care e problemă? Deci în ipoteză, nu contează, facem. Deci în ipoteză am avea așa, domn profesor, că AB paralelă, să zicem, cu CD, nu? Așa, AB paralelă cu CD. Și AB congruentă. Deci AB cu CD paralelă cu CD și tot AB congruentul cu CD. Congruent cu CD. Și ABCD e patrulater. În ipoteza asta am și în concluzie ABCD paralelogram. Așa, ABCD paralelogram. Practic, ca și cum am zice că AD, să demonstrăm că AD e paralelă cu BC, cu cealaltă ne... O am deja, AB cu CD este. Nu, AD. AD. Asta AD cu BC. AD paralelă cu CD. Da, așa. Nu? Asta trebuie să mergem. Da, exact. Eu asta am. Din astea două se ies asta. Aha. Păi să facem o figură, o aveți acolo, nu? O am așa, faceți aici. Și doar atât am, că AB paralelă cu CD și și congruentă asta. Da. Și eu trebuie să ies din asta cu paralelismul ăsta. AD eu cu BC. Aia asta, cât asta. Îi luăm secanta A, dacă luăm secanta A, C, știu că A, B, e paralel cu D, C, da? Da. Și secanta luată A, C, înseamnă că unghiul de ăsta, ăsta sunt caltenii, da, interne. Da. Și atunci luăm... Și asta te îndeamnă să te duci în triunghiul A, O, B, cu D, O, C. Da. Ce poți să spui despre triunghiul A, O, B, cu D, O, C? Sunt opuse la vârf. Unghiul ăsta e câte s-au opuse la vârf. Da. Are A, B, egal cu... Unghiul ăsta e câte s-au alternii interne. Da. Și A, B, cu D, egal cu D, C.
și au apoi pe dâncă și celălalt unghi, te suntem în cazul latură unghi. Triunghiile sunt congruente și dacă triunghiile sunt congruente, toate elementele sunt congruente. A, O cu O, B și O, D cu O, C, congruente și atunci de acolo s-au jumătățit. Și dacă de acolo s-au jumătățit, te-ai intrat în problema pe care o știi. Terminat problema. Deci, atenție cum au gândit Iruna. Au zis așa. Mă duc în triunghiul A, O, B și D, O, C. Despre cele două triunghiuri am că A, B e cât D, că ne-o dă în ipoteză. O pus la vârf alea. O pus la vârf. Am unghiul ăsta, că cu ăsta. Alternă interne. Al treilea unghi ăsta vine cât ăsta în completat la 180 de grade. Sunt congruente. Și atunci triunghiurile sunt congruente pentru că au unghi, latură, unghi. Fiind congruente, înseamnă că toate elementele sunt congruente. Corect. Și diagonalele sunt înjumătățesc. Și dacă diagonalele sunt înjumătățesc, ai intrat în problema deja știută. Care, dacă știi că diagonalele sunt înjumătățesc, e paralelogram. E paralelogram. Termină problema. Uh-huh. Da? Deci, asta este o altă definiție echivalentă. Deci, notați, a doua definiție echivalentă a paralelogramului. Dar nu puteam duce și în triunghiul A, D, B, domn profesor, și... În triunghiul A... A, D, B și B, D, C. A, D, B... Da. Și D, B, C. Și D, B, C. Aveam A, B cu D, C. Ca să intre A, B și A, D și D, C. Da, dar unde aveai tu unghiurile? Că trebuie să demonstrăm că D... Paralelism acel trebuie să folosești. Dacă nu ai paralelism, nu te poți duce. Exact. Deci, paralelismul este foarte deștept aici. Da. Vine acolo și dă putere să te duci în definiția diagonale să jumătățesc. Păi bine, și aia de sărăcuțul ar fi putut să zică, bine, domn profesor, și unde a demonstrat că AD e paralelă cu BC? Unde a demonstrat? Păi am demonstrat-o pe problema anterioară, când diagonale se jumătățesc, și în demonstrația acelea vine și paralelismul acela, că am făcut asta. Da? Deci, zici că e paralelogram, gata, zici că e și... Și diagonale jumătățe sau că două laturi sunt paralele și congruente. Și congruente, corect. Acum. Deci, zicem, definiția 1. Definiția, a zis altă definiție. Definiția a doua ar fi asta, nu? Da. Dar, definiția 1 am zis că aia e echivalentă. Da. Da. Definiția 2. Asta zis a doua, și dacă două din laturile unui patrulater sunt paralele și congruente, atunci patrulaterul este paralel. Asta este. Asta e? Ah, eu am zis-o. Scrie-o așa. A, B, 2, să zicem. A, B, C, D, paralelogram. Da, tu și numai da. Uite, asta a fost 1. Da. Asta e 2. Da. Dacă și mai dacă laturile unui patrulater sunt paralele și congruente, asta. Așa, da, da. Păi da. Am scris, da. Eu n-am scris-o și deci definiția 1, definiția 2, A, B, C, D, paralelogram, dacă și numai dacă. A, B, paralelă cu CD. Și, important, adică odată se întâmplă astea. Concomitent, așa. Da? Da. Și A, B, congruent cu CD. Sigur că puteam să iau și pe celălalt două. A, D, cu B, C, paralele și congruente. Două din ele să fie paralele și congruente, figura e paralelogram. Deci, în clipa asta, înlocuim în multe probleme, în loc să arăți că laturile opuse sunt paralele două câte două, arăți că diagonala se jumătățește și aia e paralela. Da, înseamnă că și lor le-a predat și știu și ceilalți copii. Nu numai că știu ei că le-a zis dumneavoastră și am făcut demonstrația. Eu nu știu ce s-a întâmplat la clasă, dar un lucru știu, că acolo se va ajunge. Dacă în ora asta de vorbit, nu am încăput să fac definiții echivalente. Apoi eu am făcut treaba asta când m-am ocupat. Și voi deja veți ști. Da. Eu m-am ocupat de ce asta se va face 100%. Aha, am înțeles. Că în clipa în care pronunț paralelogram, de acum mă voi strădui să arăt fie că diagonale se înjumătățesc, fie că două din laturi sunt paralele și congruente, pentru că tot același lucru este cu paralelismul. Da? Uneori în probleme nu pot să arăt paralelismul, insist foarte tare și vă zic. Nu pot să arăt paralelismul, n-am șansa asta. Dar pot să arăt că diagonale se înjumătățesc. Din diverse chestii care ies acolo, diagonale se înjumătățesc. Dacă se înjumătățesc, înseamnă că e paralelogram acela. Sau arăt numai două laturi că sunt paralele și congruente. Am șansa asta, atunci e paralelogram.
Ne-am înțeles? Deci am, mi-am sporit șansele pentru a arăta cum un patrulatele este paralelogram. Mi-am sporit șansele în momentul de față. Știu bine că am salat, fie că diagonale se înjumătățesc, fie că două din laturi sunt paralele și congruente. Sunt și în două. Mergem mai departe. Ziceți voi ce mai problema. Aveți. Atâta. Da, și mai Adi, mai Chia, ziceți ce mai aveți. Avem și trei ușă. Mai avem mai unul. Temă. Da, mai avem mai unul. Mai avem trei ușă. În paralelogram A, B, C, D. Vreau să vă uitați dacă s-au făcut. Acum mă uit. Da? Ce problemă? Trei de la pagina 3 și tu. 35 de minute. Mai avem. Da. În paralelogram A, B, C, D. Deci. Știm că A, B, C, D e paralelogram. A, B, C, D. Paralelogram. Stai puțin. Și imediat în mintea voastră, cum a învățat domnul profesor, se generează? Laturile în figura. Nu. Deci, laturile... când am pronunțat cuvântul paralelogram, în mintea voastră, imediat apare. Laturile opuse, paralele de două. Sau, diagonale se înjumătățesc. Sau, deci, sau două și paralele, sau două paralele și acele okay. Două paralele și congruente. Deci automat acestea vin. Corect. Care pot înlocui definiția. Paralelismul laturilor opuse. Corect. Da. Mai departe. M este mijlocul lui AB. M în mijlocul lui AB. Deci M aparține lui AB. Și înseamnă, virgulă, AM congruent cu MB. Asta trebuie tradus, da? Trebuie tradus. E mijloc, da? Pe urmă. Zi. Și N este mijlocul lui CD. N aparține lui CD. Deci, dacă e la mijloc, înseamnă că C, N... Da, congruentă cu N, D. Congruentă cu N, D. Demonstrați că A, M, N, D... Deci, din asta se rezulte că A, M, N, D... Și M, B, C, N... M, și... M... Zi, M, B, M, B, C, N... C, N... Sunt paralelograme. Paralelogram. Ei, super! Astăzi. Deci, să luăm și noi în paralelogram ABCD. A. B, C, D. Ai spus pe Luna că M e mijlocul lui AB. Nu e mijlocul lui AB. Uite, luăm și noi M. Și N a lui DC, cred că. Da. N a lui DC. Să arătăm că am în D. Am în D, adică așa. Ăsta e paralelogram și celălalt tot paralelogram. Mm-hmm. Unim pe D cu M și pe A cu N. Pe D cu M, așa vrei spui, da? Mm-hmm. Și pe A cu N. Așa, și avem așa. Dacă luăm triunghiurile... Nu, vezi, te grăbești. Da, știu cum am înțeles. Ai răbdare. Totdeauna te invit să îți formulezi în minte un drum și pe urmă începem, da? Mm-hmm. Adică, îndată, hai să ne focalizăm pentru A, M, N, D, că este paralelogram. Ce șanse am avea? Trebuie să demonstrăm că D, N e cât am D, e paralel. Cât? D, N. D, N paralelă cu A, M. Și că N, M paralelă cu D, A. Asta ar fi din definiție. Una din definiție. Altă variantă ar fi să luăm două din ele, D, N și cu A, M congruente. Deci paralele și congruente, astea două și gata, e paralelogram. Nu mă mai interesează că D, A cu N, M să fie paralele. Corect. Să luăm de asta, de exemplu, mi se pare un pic mai ușor. Hai să vedem, cum a fost dat A, B, C, D? Paralelogram. Paralelogram. Dacă e paralelogram, înseamnă că D, C, D, C, toate, e paralelă cu A, B. Da, toate, înseamnă da. Că D, cât toate e paralelă cu A, B și congruentă. Da. Corect.
atunci jumătățile lor, sunt și congruente, nu? Corect. Și paralele și congruente, termina problema. Corect. Bun. Așa și vincul. Da. Banalitate. Dacă am avut pusă la punct mai înainte definiția aceea. Uh-huh. Două drepte paralele, două laturi paralele și congruente, figura e paralelogram. Să iei mustră. Să redăm un pic cartea aia, te rog frumos. Nu știu dacă le-ai dat asta. Păi da, atâta, 1 și 3. Dar măi, Adi, nu ca și problemă, ca și... Și mai avem. Definiția asta care domnul profesor noi am demonstrat-o și am domnul profesor, nu știu dacă le-a dat-o, că dacă nu le-a dat-o, mă gândesc că de unde știi tu, Miruna, că dacă, sau tu, Adi, că dacă două drepte sunt paralele și congruente, ăla e paralelogram. Cine am avut în prima, da, în prima parte a problemei acelea, am avut implicația în sensul ăsta, nu? A fost dacă e paralelogram. Da. A fost din lecția aia? Da. Dacă e paralelogram, am arătat că sunt paralele și congruente și noi am făcut și înapoi. Reciproca. Păi tocmai. Reciproca nu știu dacă asta a fost făcută, da? Ca să mă duc spre echivalență. Însă, eu insist, din momentul de față, dacă ești întrebată de unde știi asta, am demonstrat și avem problema. Dacă două sunt paralele și congruente, sigur e paralelogram pentru că am și paralelismul celorlalte două. Vă arăt imediat. Și deci, demonstrez. Și demonstrez chestia asta dacă ești întrebată. Atâta vreme cât este făcută, doar eu n-am dat-o ca o proprietate nedemonstrată. No, sau, da, da? Da, da, da. Este o problemă dusă la capăt, este finalizată și deci ai toate șansele. Iată cât de rapid folosește în problema asta. Da. Nu? Având două din ele paralele și congruente, gata e paralelogram. Sigur, aș fi încercat, ar fi fost mai greu un pic, dacă DA paralelă cu CB, și mijloacele astea sunt paralele, dar nu aveam argumente suficiente. Are, domnul profesor. Un patrater este paralelogram dacă și numai dacă îndeplinește una din condițiile următoare. Una, are laturile opuse congruente. Sigur. Are două laturi opuse paralele și congruente. Deci o are. Da. Are unghiurile opuse congruente. Da. Oricare două unghiuri alăturate sunt suplimentare și diagonalele sale se taie în segmente congruente. Deci, merg toate cu dacă și mai dacă. Da. Acum spui, nu? La toate le zic că toate merg. Ia să vedem. Încă o dată citește. Deci, un patrulater este paralelogram dacă și numai dacă. Deci, A, B, C, D. Este paralelogram. Paralelogram. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Când zic dacă și numai dacă, adică și într-o zi și în cealaltă. Corect. Scrie la problema asta aici. Scrie, nu, asta exact trebuie așa. Să vă rămână vouă... Scrieți toată povestea așa. Dacă așa. Dacă. La problema asta aici? Nu, la problema asta aici asta, faceți... Că le avem da. Toate definițiile. Exact. Da. Definiții. Deci, da. Deci, A, B, C, D, paralelogram, dacă și numai dacă, îndeplinește una din următoarele condiții. 1. Are laturile opuse congruente. Deci, laturile opuse congruente. Da. Deci, laturile opuse. Adică, A, B, A, B, congruent cu DC. Cu DC. Da. A, B, congruent cu DC. Și AD cu CB. Și... AD cu CB. Congruent cu CD. Deci dacă e paralelogram... Cu CB, domnul. CB. Dacă e paralelogram, are laturile opuse congruente. Am demonstrat asta. Da. Înapoi nu am demonstrat. Dacă laturile opuse sunt congruente două câte două, se rezultă că paralelogram, adică se rezultă paralelismul. Rezultă, pentru că așa zice, dacă și numai dacă. Păi, Dar noi trebuie să o demonstrăm. Am demonstrat asta. Ok. 2. Are două laturi opuse, paralele și congruente. Asta am demonstrat. Asta am demonstrat. Deci, două laturi opuse, paralele și congruente. Paralele și congruente. Adică trebuie să văd în culise două, adică ăsta două paralele și congruente sau celelalte două paralele și congruente, da? Corect. Deci trebuie să zic așa. A, B, paralelă cu CD și tot așa devine A, B, congruentă cu CD. Da? Bun.
trei, a treia echivalență. Are unghiurile opuse congruente. Unghiurile opuse congruente. Congruente. Noi n-am făcut reciproca, la asta am făcut-o, asta n-am făcut-o, și nici la asta n-am făcut-o. Bun. 4. 4. Oricare două unghiuri alăturate sunt suplementare. Oricare. Oricare. Deci, atenție, nu numai două să fie suplementare, ci la oricare două ne-am oprit alăturate, alăturate să fie suplementare. Da. Da. Deci, oricare. Oricare două unghiuri alăturate sunt... Care două unghiuri... Alăturate sunt suplementare. Așa. Și 5, diagonalele sale se taie în segmente congruente. Diagonalele. Se înjumătățesc. Da. Se înjumătățesc. Ei, din problemele acestea, mai două în față, sau trei am făcut mai. Am făcut-o pe asta, de deci, diagonale se înjumătățesc. Am făcut reciprocare aici, nu? Am făcut laturile, două laturi opuse și paralele congruente. Două. Da. N-am făcut-o pe 1, pe 3 și pe 4. Haideți să vedem dacă avem la dispoziție diagonal, laturile opuse sunt congruente. Este, ajunge la paralelogram. Asta clar, nu sunt la problemă, zis, pentru da, că asta e banală exact. Mai înainte. Da. Ați văzut cum se demonstrează. Da. Cum scriem? Cum scrieți? Cum redactați asta? Da, da. La problema asta cu... Da. Hai să păi redactăm, așa cum hai să domnul profesor. A, B paralelă cu DC. Deci am așa că A, B paralelă cu DC. Da. Și AB congruentă cu... Știm că A. Și AB congruentă cu... Cine? Cu... Cu tot cu DC. AB cu DC. Da. Și cum A... Băi la mijloc, hai să spunem cum... Exact, AM congruentă cu M... A, M congruentă cu M, B. Și zicem și de C, M congruentă cu M, B. Sigur că da. Și C, N congruentă. Deci, practic, îi dăm toată în ipoteza asta. Așa, cu M, D, nu? Cu M, B, da, rezultă că... Și segmentele care de aici, care s-au rezultat. Exact, și din congruentă cu A, M. D, N, congruentă cu A. De necoamă, așa. Da. Și tot așa de bine, de necongruent, e paralel cu amă. Și paralel, corect. Da. Și de n, paralelă cu amă. De n, că n-i pe de ce, m-i pe a, b, clar că, da. Și de n paralelă cu amă. A, b. De n paralelă cu amă. Amă. Și atunci... Din astea două paralele și congruente înseamnă paralelogram. Corect. D, N, A, M, paralelogram. Sau D, N, A, M, paralelogram. Paralelogram. Avem o definiție echivalentă. Dacă două laturi sunt paralele și congruente... A doua. Așa, doi. Atunci e paralelogram. Corect. Și noi avem două laturi opuse, paralele și congruente, deci vreau paralelogram. La fel și din coace. Triunghiul mamă. Înseamnă că tu n-ai înțeles, mama. Noi avem... E vorba de patolaterul ăsta care s-a cerut în probleme. D-ul se mână cu triunghiul. Deci... D-n-amă. D-n-amă este... Ai înțeles, Adi? Da. Iau încă o dată, dacă e nevoie. Deci știam că figura mare este paralelogram. Corect. Asta ce îmi generează imediat? Că două, că este un patrulater convex cu toate laturile paralele, două câte două. Sau diagonalele sunt jumătățesc. Sau diagonalele sunt jumătățesc. Da. Sau două din laturi sunt paralele și congruente. Așa. Păi noi de asta am luat-o. Două din laturi paralele și congruente. Noi de asta am luat-o și am demonstrat. Oare unde ești?
Păi, DC e paralelă cu AB. Uite, și cu N la mijloc, M la mijloc și jumătățile DM cu AM. Și dacă sunt paralele, sunt și congruente și din asta rezultă că cel mai micuț acolo e paralelogram. Așa și atunci și celălalt în partea ăla. Ați înțeles? Da. Deci da. Celălalt e tot paralelogram. În... Ce ne-ar rămâne noi ca să finalizăm problema asta? Ar ne-ar rămâne să arătăm 1, 3 și 4. 3 și 4, pentru că vedeți aici e cu dacă și numai dacă. Noi am făcut implicațiile așa. Da, și am demonstrat numai la 2 și la 5. Și am făcut înapoi numai la 2 și la 5. Corect. Deci trebuie să plecăm cu 1, 3 și 4. Avem condiția asta ca ipoteză. Și acum să șterg aici, da? Ca să toată AB este cât DC și toate AD cât BC. Laturile opuse sunt congruente, dar n-am paralelism. N-am, dar am laturile opuse congruente. Așa. Păi haideți să facem diagonalele. Hai să ducem diagonalele. Da, o diagonală și luăm triunghiul. Atât. Numai diagonala asta. Da. Triunghiul DAB cu DBC. Le luăm în discuții. Ele sigur sunt congruente pentru că știm din ipoteză, AB congruent cu DC, copii mă urmăriți? Așa. Știm că AD asta e cât asta. E cât asta. Și ne mai trebuie unghiul dintre ele. Nu. Și de cu latură congruent. Aia că îi plăcea lumea la început. Le. Latură. Și la revedere. Asta înseamnă că și unghiurile sunt. Toate unghiurile sunt congruente. Da, asta înseamnă că... unghiul ăsta de aici va fi cât ăsta. Ăsta la de aici. Și pentru laturile DC și AB... două drepte tai de secantă și așa sunt și le obligă să fie paralele, nu? Corect. Și dacă sunt paralele și, și atunci dreptele sunt paralele și dacă două drepte sunt paralele și congruente mi s-a dat. Am făcut-o noi. Corect. Am făcut-o. Celălalt e paralelogram. E paralelogram. Corect. Nu mă mai străduiesc să fac paralelism așa. Corect. Am făcut-o, da? Da. Deci am făcut-o și pe unul. Am făcut-o și pe unul. Acum pe trei. Pe trei. Avem că unghiurile opuse sunt congruente. Adică ce știu. Doar atât, cu unghiul ăsta de aici cât ăsta, și tot ăsta e cât ăsta. Da, asta știm, nu știm nimic de la. Nu știm nimic. Mm-hmm. Ia să vedem ce am putea face aici. Nu am decât unghiurile opuse sunt congruente. Da, suma unghiurilor într-un patrulater cât este? 360. 360. Și fiindcă două câte două sunt congruente, le dăm în două și suma lor, suma două din ele, alăturate, fac 180 și am rezolvat problema cealaltă. Și dacă suma lor este 180, am rezolvat-o, două unghiuri alăturate sunt suplimentare. Avem chestia asta că două unghiuri sunt suplimentare. Da. Și dacă astea sunt suplimentare, prelungind-o așa, pentru dreptele acestea, și secanta aia, și secanta de aici, da, unghiul ăsta și cu ăsta apar ca fiind unghiuri corespondente, așa. Și cum ăsta plus ăsta fac ăsta și cu ăsta fac împreună 180, înseamnă că ăsta sunt și congruente amândouă, corespondentele acestea. Și dacă două drepte tăiate de o secantă formează unghiuri corespondente care sunt și congruente, le obligă pe astea să fie paralele. Da. Și atunci a ieșit astea două paralele. Paralele. Și analog este și partea asta. Corect. Paralelism. Și atunci problema este rezolvată. Da, dacă și numai dacă. Da? Deci dacă e paralelogram, așa mi-a ieșit. Acum am mers înapoi, numai dacă unghiurile opuse sunt congruente, figura care ea se formează... Deci asta înseamnă că dacă definițiile astea sunt date, mă pot folosi de oricare dintre ele. Corect, asta este. Iar în probleme, ca să arăt că e paralelogram, o figură, nu numai paralelismul este o șansă pe care ai la dispoziție, ci ai multe variante. Fiecare zic că unghiurile opuse sunt congruente. Atenție, opuse. Adică ăsta cu ăsta și ăsta cu ăsta și gata, e paralelogram. Corect. Fiecare zic că două laturi sunt paralele și congruente. Da. Fiecare zic că laturile opuse sunt congruente. Fiecare zic că laturile opuse sunt congruente două câte două. Da. Adică și ăstea și ăstea. Da.
fiecare tăm diagonale se înjumătățesc. Corect. Deci avem 4, 5, avem 5 posibilități de lucru. Și punctul de suplimentare. Da, și punctul de suplimentare, alăturat oricare. Deci, din orice, cu oricum o e. Abia acum, după discuția asta, cred că am finalizat paragraful. Da, după discuția purtată. Deci, n-aș vrea să părăsim foarte repede problema, cred că mai avem câteva minute ca să încheiem, am și obosit. 55. Gata. Încercăm să finalizăm. Închidem. Discuția. Deci, atenție. Cu ce plecăm noi de momentul de față? Cu lucruri foarte frumoase, cu părerele lor. Deci, hai să vedem. Să sintetizăm lecția. Aș vrea, nu cred că mai scriem încă o dată, sau hai să scriem încă o dată. Da, dacă vreți, eu cum da, da. Miruna, ia stabilește tu ce am discutat în clipa asta, în cele 20 de ore. 5 reguli ale paragramului și viceversa, și viceversa de sale. Reciprocile, da? Reciprocile sale. Adică, tu ai înțeles așa, că dacă într-o problemă vei arăta, vei avea nevoie să arăți cu o figură, un patru-atere, un paralogram? În mâna mea. Așa. Ca să poți arăta că e paralogram, ai câte posibilități? 5. 5 sau chiar 6, cu definiția paralistului. Și cu aia, mă pune în cap. Este definiția de la care am pornit, aia a fost de bază. Dar dacă nu ai șanse cu paralelismul, din contextul problemei îți dai seama ce cam cum te orientezi. Am șanse cu paralelismul? Ei, pentru paralelismul acela știu ce trebuie să întâmple. Să apară deocamdată ca experiență câștigată, două drepte cu o secantă, să lipezi arterii interne din cele 8 perechi, nu știu ce. N-ai șansa asta, nu vezi deloc problema. Dar poate, din contextul problemei, se sesizezi că pun niște drepte care capătă calitate de diagonale, se înjumătățesc. Și atunci te focalizezi pe arat că diagonale se înjumătățesc. Nici asta nu-ți merge. Nu vezi din ipoteza dată de autor. Dar atunci, deci, băi, poate două laturi să fie paralele și congruente. Da, să mă folosesc de asta. Mă folosesc de asta. Sau ai altă posibilitate. Unghiurile opuse să fie congruente. Două câte opuse, da? Da. Ele opuse două câte două. Ăstea și ăsta. Nici asta nu ai. Atunci... Două unghiuri s-ar costă oricare două unghiuri alăturate, da, se fac costă de. Deci vezi, ai un orizont foarte larg pentru a dovedi că un patru-atere este paralelogram. Nu simpla definiție. Dacă ne rămâne la simpla definiție, laturile opuse paralele două câte două, nu totdeauna avem șanse să reușim, pentru că din contextul problemei, nu tot timpul vei putea, din ipoteza oferită de autor, nu vei putea să dovedești că figura aceea e paralelogram, paralistocea. Și atunci tu ai la îndemână din munca pe care am desfășurat-o, alte definiții echivalente, alte posibilități. Ai arme ascunse, hai să zic așa, da? Vreo 5 în locul definiției. Și cu definiția 6. Este extraordinară câtă forță îți dă treaba păi asta. Da, chiar că poți să demonstrezi. Da? Deci nu mai rămâi așa suspendat și spui, băi, ce mă fac? Nu am paralelismul, nu reușesc. Paralelismul. Dacă nu e aia, aia, dacă nu e aia, aia. Da, asta este, da? Deci, hai să scriem așa, A, B, C, D, paralelogram. Cu asta rămâne. Poate să încep de la mijloc și pe aceea să le pun așa? Așa, mai la mijloc. E perfect, mai găsit. A, B, C, D, paralelogram. Dacă și numai da. Dacă și numai da. 1. Cum să începe? Laturile opuse congruente două câte două. Da, eu a scrie în cuvinte. Așa. Bine. Nu? Merge, da, sigur. Laturile opuse congruente două câte două. Pot să pun așa, domnul profesor?
Ah, da, lasă așa, sigur. Două câte două. În limbajul vechi, laturile opuse egale, două câte două, cum aș fost în limbajul nostru, da? Dar congruente, acum, doi. Două laturi opuse, două din ele, da? Două laturi opuse congruente și paralele. Două laturi opuse congruente și paralele. Trei. Unghiurile opuse, congruente, dar două câte două. Unghiurile opuse, congruente. Se înțelege. Unghiurile opuse, congruente. Patru. Diagonalele se înjumătățesc. Cinci, oricare două unghiuri vecine, suma oricăror două unghiuri vecine, egal 180 de grade, nu? Suma a oricăror două unghiuri vecine, egal 180 de grade. Și șase sau... Șase e definiția în sine. Da? De aceea am câștigat foarte tare în discuția purtată astăzi. Am lăbărit tot ce înseamnă paralelogramul. Acum, toate problemele care le aveți în manual, unde le veți întâlni cu paralelogramul, fie că atacați cu definiția directă, fie că una din aceștia. Că dacă și numai dacă, implicații sunt înainte și înapoi. Da? Deci aceea, de asta folosește foarte tare discuția din seara asta. Deci nu aveți voi la paralelograme, de acum să mai stați pe gânduri când vi se cere să aveți, să stabiliți cum patru aterese paralelogram. Aveți la dispoziție toate armele necesare încât să... La voi, ia uitați. Da. Și oglindă de acum, știi, bă, hai să încerc. Laturile opuse paralele, două câte două. Nu merse. N-am de unde, nu văd. Hai să văd laturile opuse, doar două laturi opuse, congruente și paralele. Două laturi opuse, două câte două. Și mai departe. Toate acestea vă oferă o șansă. Ce bine, facem? La revedere și bine ați... La revedere, vă dorim o seară plăcută în continuare și nu uitați de like și share. Da, mă. Deci acum am ajuns din nu știm dacă suntem la început, la sfârșitul.